Concursul Cassini, om de știință pentru o zi, de anul acesta le-a pus încă o dată la încercare creativitatea și pasiunea pentru astrologie, elevilor care s-au arătat interesați de această provocare. Unul dintre elevii care învață la Colegiul Național Traian din oraș a reușit să ocupe, la final, locul al doilea pe țară, în urma evaluărilor pe care le-au făcut specialiștii NASA din Statele Unite ale Americii. A fost un concurs organizat de specialiștii NASA în legătură cu sonda spațială Cassini, care se află în jurul planetei Saturn. Am avut de propus una dintre cele trei teme de cercetare asupra lui Saturn și a sateliților săi. Eu am ales unul dintre sateliții săi, Dion, cea de-a treia temă, fiindcă mi s-a părut interesant datorită faptului că avea un strat subțire de gheață și apa poate însemna viață pe acel satelit și era înconjurat de un praf negru care nu se știe prea bine ce poate conține și cercetări suplimentare la adresa acestuia ar putea aduce progrese bune științei. În schimb, asupra lui Saturn fusese mai mult îndreptată atenția asupra lui, așa că nu mai era atât de multe lucruri de descoperit. Bogdan Grecu se numără printre elevii acestei școli care participă în mod frecvent la concursurile școlare care sunt organizate în țara noastră an de an. De fiecare dată a reușit să obțină rezultate foarte bune după etapele finale ale acestor evaluări. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că elevii sunt puși într-o situație inedită. Ei trebuie să cerceteze rezultatele transmise de misiunile spațiale și de sateliții de pe planeta Saturn și de pe sateliții naturale acestei planete, să analizeze provocările care pot fi dezvoltate de oameni de știință de acolo, iar în urma acestor concursuri, specialiștii NASA nu de multe ori au extras cele mai inovative idei care le-au fost surse de inspirație, așa după cum declară dumnealor, pentru misiunile viitoare. Mai mulți elevi români din cei peste 1000 de școlari europene au fost desemnați câștigători, alături de alți copii și tineri polonezi, greci, spanioli și britanici la concursul de eseuri pe teme spațiale, Cassini, om de știință pentru o zi, conform anunțului făcut de Agenția Spațială Română. Concursul Cassini, om de știință pentru o zi, a fost organizat de către Agenția Spațială Europeană, organism în care România face parte din anul 2011 ca membru cu drepturi depline și s-a adresat elevilor europeni.